Mulțumim pentru prezență, că sunteți alături de noi. O să încep să vă prezint prima dată echipa de pe București, locul 1 la Senat, domnul senator Șerban Nicolae, locul 1 la Camera Deputaților, domnul deputat Bleșoianu. Suntem un partid care în aceste, după alegerile locale, am luat un scor aproximativ bunicel și văzând ce s-a întâmplat la locale, furturile și absolut tot ce s-a întâmplat, am făcut o platformă unde ni s-au alăturat 12 partide care au candidat la aceste alegeri locale pentru a maximiza voturile celor care nu doresc să mai voteze PSD, PNL sau USR. Toate voturile însumate sunt aproximativ 400.000 de voturi care le-am obținut noi la alegerile locale. Sunt voturi care ne-ar asigura intrarea în Parlament fără nicio problemă dacă reușim să le aducem din nou. Iar echipa de pe București va contribui cu îmbunătățirea acestor voturi care astăzi o să vă prezinte fiecare ce are de spus și las pe domnul senator să înceapă dânsul. Mulțumesc! Nu cred că ar fi nevoie de o prezentare suplimentară. Aș vrea să dau câteva răspunsuri unor întrebări născute în ultima vreme în spațiu public. Eu fac parte din cei 314 fondatori ai FDSN, actualul Partid Social Democrat, și ca să răspund și unor observații făcute în public, abia după 9 ani am avut prima funcție de demnitate publică, și anume în 2001, atunci când președintele Iliescu m-a numit consilier de stat la administrația prezidențială. Nu sunt în ipoteza în care partidul să-mi fi oferit mie ceva, ci întâi am participat la construcția unui partid și abia după 9 ani am dobândit prima funcție de demnitate publică. A fost greu pentru mine să părăsesc partidul pe care l-am fondat, îndepărtat fiind de unii pe care i-am primit cu prietenie și cu generozitate în acea construcție, dar am rămas fidel crezului politic dintotdeauna. Sunt un politician cu poziții publice asumate, cunoscute, transparente, cu bune și cu rele. Eu țin cu România, țin cu poporul român, îmi doresc ca România să fie un stat respectat, îmi doresc ca românii să fie un popor și nu o populație, îmi doresc ca resursele naturale ale acestui pământ să fie exploatate rațional și în interesul românilor. Eu cred că românii trebuie să aibă venituri decente, să aibă venituri corespunzător muncii pe care o prestează. Eu cred că trebuie promovate întreprinderile românești, firmele românești, și cred că îi se potrivește României întregul sistem valabil în celelalte țări din Uniunea Europeană. Aș vrea să fac și o precizare ca să închid discuția comparației cu Gheorghe Hagi. Eu nu m-am comparat nicio secundă cu marele fotbalist. În viața publică nici nu cred că am avea ce să comparăm. Suntem din două direcții total diferite, două domenii diferite. Dar am spus că sunt unul dintre foarte puținii PSD-iști cărora adversarii politici le cereau excluderea din PSD. Deci cei care își făceau un titlu de glorie sau un obiectiv politic din distrugerea PSD cereau ca eu să fiu îndepărtat din propriul partid. În contextul ăsta am spus, e ca și cum ți-ai îndepărta unul dintre cei mai valoroși componenți la cererea adversarilor. Am dat exemplu cu Hagi, dar era valabil în orice altă ipoteză. Am văzut că unii păreriști au înțeles altceva și au spus că mă compar cu Hagi sau mă explicau mie că Hagi participa la antrenamente. Am fost la toate antrenamentele. Ca lider de grup la Senat în ultimii 4 ani, știți foarte bine că am ținut grupul închegat al Partidului Social Democrat și l-am și crescut. Cu mine la conducere n-a plecat niciun coleg. Nimeni n-a simțit nevoia să se îndepărteze de echipa pe care eu am constituit-o. Și același lucru a fost valabil în toată activitatea mea publică. Oferta electorală pe care noi o prezentăm, și mulțumesc public lui Dănuț Pop, președintele Partidului Ecologist, este aceeași pe care am avut-o și acum 4 ani.
și pe care am avut-o întotdeauna. Un trai decent pentru români, o Românie sănătoasă. O Românie sănătoasă moral, o Românie sănătoasă social, o Românie sănătoasă economic, o Românie sănătoasă din toate punctele de vedere. Și veți vedea că acest concept de Românie sănătoasă este unul care ne-a guvernat întreaga acțiune publică a celor pe care îi vedeți aici. Atunci când am propus interzicerea scoaterii din țară a lemnului neprelucrat, am făcut-o pentru protecția pădurilor noastre. Atunci când am propus ca rezerva de aur a BNR să fie ținută în țară, am făcut-o pentru soliditatea economiei românești. Atunci când am propus să se interzică înstrăinarea participațiilor statului în economie, am făcut-o pentru a proteja interesele vitale ale economiei statului român. Și nici măcar nu era ceva original. Practic acest mod de lucru, acest tip de politică, țări la care ne uităm cu admirație. Și dacă s-a putut la ei, eu cred că se poate și la noi. Pe scurt și cu asta închei, oferta electorală pentru București, pe care noi o prezentăm, este între cei pe care îi vedeți aici și pe care îi cunoașteți din spațiu public, asumat și transparent ca de fiecare dată, și ofertele altor partide. Aveți de ales între lista pe care o prezintă Partidul Ecologist Român, cu Liviu Pleșoianu, cu Dănuț Pop, cu Șervan Nicolae, și listele altor partide cu Anisie, cu Violeta Alexandru, cu Orban, sau liste cu importuri de pediști deveniți peste noapte pesediști, liste cu cei înfrânți la alegerile locale care trebuie să fie puși la adăpost în Parlament. Noi nu am plecat spre un loc mai călduț. N-am plecat din PSD ca să ne fie mai bine. Am plecat la luptă, la o luptă pe care ne-am asumat-o față de electorat. Ceea ce am promis rămâne valabil. Încă mai este foarte mult de făcut în ceea ce privește nivelul de trai al românilor, în ceea ce privește starea economiei, în ceea ce privește sănătatea și educația, domenii sociale vitale pentru România. Din acest punct de vedere, am plecat către o bătălie cu puține șanse, dar am plecat cu credința că ceea ce facem este corect și ne putem asuma public. Îl invit pe colegul meu, Liviu Pleșoianu, să adauge. Da, eu cred că și în politică și în viață în general, cel mai rău lucru nu e să greșești crezând în ceva, ci să nu crezi în nimic. Și spun asta pentru că Partidul Social-Democrat, partidul în care am intrat eu în anul 2016, când am și candidat pe listele acestui partid pentru Camera Deputaților, din păcate nu mai are absolut nicio legătură, nu numai că nu mai are nicio legătură cu Partidul Social-Democrat din anul 2020, dar PSD, varianta 2020, este exact opusul Partidului Social-Democrat din 2016. Pentru mine este cu neputință să înțeleg cum un om care cere, un politician care cere votul oamenilor, este capabil să își schimbe discursul public, principiile, toate lucrurile în care a afirmat vreodată că a crezut, pur și simplu de pe o zi pe alta. Și n-a urmărit parcursul Partidului Social-Democrat în acești 4 ani, a observat foarte clar o cotitură completă după alegerile europarlamentare. Știm foarte bine cum persoane importante din partid spuneau că au fost plecate 9 ani din țară și nu mai știu nimic despre statul paralel, după ce urcaseră pe scena marelui meeting împotriva statului paralel. Și apropo de ce spuneam la început, noi, chiar și cei aflați aici în sală, politicieni, jurnaliști, oamenii, cetățenii în general ai acestei țări, putem să fim, putem să nu fim de acord, putem să fim până la un punct de acord cu anumite lucruri, cu anumite principii. Dar cred că este esențial să rămânem totuși fideli principiilor noastre. Ce se întâmplă în momentul de față în Partidul Social-Democrat? Păi hai să ne uităm
ca să înțelegem de ce Șerban Nicolae, membru fondator al acestui partid, și de ce Liviu Pleșoianu, un om care a intrat în politică în anul 2016, au hotărât amândoi să iasă din acest partid. Fac o mențiune. În ceea ce îl privește pe Șerban, nu cred că vreun om normal la cap din Partidul Social Democrat, repet, un om normal la cap din Partidul Social Democrat, nu-i poate reproșa lui Șerban că a plecat. Îmi pot imagina cât de greu i-a fost să plece, ca membru fondator, după atâția ani. În ceea ce mă privește, păi să nu-l aud vreodată pe domnul Ciolacu, cu maxim tupeu, că se referă la mine, ca la cineva care a părăsit barca, cum îl aud mai nou, în condițiile în care, deși am avut nenumărate motive să plec, motive principiale în acești ani, mai ales în ultimul an, n-am făcut-o pentru că am avut bunul simț de a rămâne până la capăt pe listele partidului cu care am intrat în Parlament. Așa mi s-a părut corect. Deși am primit foarte multe oferte de-a lungul timpului, deși puteam să plec pur și simplu, să devin independent, n-am făcut-o pentru că nu mi se părea corect să o fac. În schimb, dacă vă uitați pe listele Partidului Social Democrat, noul PSD, PSD-ul reformat, e plin. Pe listele PSD e plin de oameni care au plecat din PSD, s-au dus ba pe la Pro-România și s-au întors, ba prin alte părți. Nu numai atât, au votat căderea propriului guvern, ba mai mult decât atât au votat și investirea guvernului PNL, guvernului Orban. Iar acum sunt bine mersi pe liste, s-au întors acasă. Vă dau de exemplu, vă dau un singur exemplu. El este europarlamentar, dar e un exemplu perfect. Domnul Tudose, premier PSD, a plecat la domnul Ponta, după cum bine știți. După care a devenit europarlamentar pro-România, alături de domnul Ponta, care și dânsul a plecat din PSD. Unde domnul Tudose acum? E în continuare europarlamentar, devenit europarlamentar cu pro-România lui Ponta, dar s-a întors în PSD pe funcția de vicepreședinte. Nu este absolut superb? Și cum e cazul domnului Tudose, sunt multe alte cazuri care se regăsesc chiar pe listă. Sunt convins că s-ar fi regăsit pe listă și domnul Tudose dacă nu era europarlamentar. Bun. Cine se află în conducerea Partidului Social Democrat acum? Se află domnul Ciolacu, pe care, cum am spus-o public de la bun început, eu nu numai că nu l-am susținut pentru a deține funcția de președinte al acestui partid, dar cum i-am spus-o în față, chiar în ziua respectivă, în Parlamentul României, nu l-am votat pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. Se află acest domn Ciolacu, un academician SRI, deși la un moment dat și-a șters din CV această parte foarte importantă a carierei domniei sale. Bine, termenul academician îi se potrivește domnului Ciolacu precum nuca în perete. Că dacă îl comparăm pe domnul Ciolacu cu doamna care a fost președinte al partidului înaintea sa, constatăm că doamna era la nivel de Harvard față de domnul Ciolacu. Mai departe, domnul Sorin Grindean, cum e posibil, apropo de principii în politică și de constanță și de a fi fidel principiilor tale, cum este posibil ca tu, partid, să îl dai jos pe domnul Grindeanu, după care să îl pui al doilea om în partid și să vii și să le spui cetățenilor, votați-ne, pentru că astfel va deveni Grindeanu parlamentar, cel pe care noi l-am dat jos. Și cum l-am dat jos, cum se transpira lângă urna de vot numărându-se, să vedem dacă reușim să-l dăm jos pe domnul Grindeanu, care se închisese în baie la Palatul Victoria. Singurul, unicul premier din istoria omenirii care, în afara oricărei pandemii, s-a autoizolat în clădirea guvernului, care a înghițit cheia să nu-l dea propriul partid afară de acolo. Și care acum are tupeul să vorbească despre faptul că pesediștii trebuie să fie să urmeze linia partidului și că cei care nu urmează sunt excluși sau, mă rog, se auto-excluși și așa mai departe. Este de un penibil absolut. Mai departe, că special l-am lăsat la sfârșit. Poate vă aduceți aminte, am făcut parte din Comisia Sufrageria, așa denumirea generică, Sufrageria lui Oprea. Păi cum pot eu să mai rămân într-un partid
în care președinte al Consiliului Național și nu numai atât, mare candidat, domnia sa fiind un mare strateg fără niciun fel de victorie, la domnul Dâncu mă refer, evident, un mare cărturar al neamului și al virgulelor între subiect și predicat, pentru cine îi urmărește scrierile, cum pot eu să mai rămân într-un partid care îl prețuiește atât de mult încât îl face strategul partidului pe cel care s-a aflat în sufrageria aia nenorocită? Dacă Partidul Social Democrat a ajuns într-un asemenea hal prin conducerea sa, încât să nege tot ce a afirmat și înainte de alegeri, în 2016 și după, atunci niciun om cu coloană vertebrală nu mai are ce căuta acolo. Este motivul care m-a determinat pe mine să plec. Nu e o concluzie la care am ajuns acum o lună. Apropo și de alte porcării care se spun la nivelul conducerii Partidului Social Democrat și despre Șerban și despre mine și care trebuie tranșate azi aici. Cum că noi am așteptat să vedem dacă suntem pe liste. Serios? Cum aș fi putut eu să aștept să fiu pe liste când eram absolut conștient că tot ceea ce am spus de-a lungul timpului public, că tot ceea ce i-am spus direct lui Marcel Ciolacu, mă aduce în situația de a n-avea nici cea mai slabă șansă de a fi vreodată pus pe vreo listă a Partidului Social Democrat. Vă fac o mărturisire publică acum aici. Pe undeva pe la sfârșitul primăverii, începutul verii, echipa domnului Ciolacu a încercat să mă apropie. Prin mai mulți trimiși. Un fel de să fie bine, să nu fie rău. Dacă vroiam să-mi fie bine, să fiu la loc călduț acum, pe listele unui partid care fără doar și poate va trece pragul PSD-ul, băteam palma cu ei atunci. Și acum eram bine mersi, pe loc eligibil, la PSD, fără niciun fel de problemă, pentru că băteam palma cu ei. N-am făcut-o pentru că, repet, pentru mine, important, indiferent dacă greșim sau nu, este să avem niște principii, ceva în care să credem. Că asta ne face oameni politici și nu politruci. Ca să nu o lungesc foarte mult, eu mulțumesc pentru oportunitatea de a candida pe listele Partidului Ecologist Român. Mă bucur că sunt în această echipă. Cred foarte mult în această echipă și o să vă spun și de ce. Fără blablauri, fără texte gen punctaj de la partid pe care, apropo, nu l-am citit niciodată. Cât m-am aflat în Partidul Social Democrat, am vorbit din propriul meu cap. Cum cred că ar trebui să fac orice politician. Adevărat. Ce apreciez foarte mult este că în momentul în care am fost telefonat și mi s-a făcut această ofertă de a veni și de a candida pe prima poziție la Camera Deputaților în București din partea Partidului Ecologist Român, nu mi s-a pus nicio condiție. Nu mi s-a spus că ar trebui să spun asta și n-ar trebui să spun asta. Că ar trebui să mă mai țin gura pe anumite subiecte și pe altele sunt liber să vorbesc. Apreciez foarte mult asta. Este un lucru pe care îl apreciez foarte mult la oameni și, evident, în politică, unde sunt și eu din 2016 până acum. Mie nu o să-mi închidă niciodată nimeni gura. Oricât de indezirabil aș continua să fiu pentru foarte mulți, tocmai din acest motiv, indiferent pe cât de mulți îi voi deranja, o să continui să vorbesc. O să vorbesc liber și mă bucur și mulțumesc pentru oportunitatea de a face asta în cadrul Partidului Ecologist Român. Mesajul meu, mesajul nostru, este în mare măsură pentru cei care nu numai în 2016, dar să ne întoarcem în 2012, când eu personal eram un simplu cetățean. Nu eram în politică, nici nu-mi imaginam vreodată că voi fi în politică. Nici nu-mi propuneam asta. Eram un simplu cetățean care s-a dus, a votat, n-a votat pâine. Deși pâinea e importantă, nu putem trăi fără ea. Dar a votat principii. Și de principiile alea și-au bătut unii joc în anul 2012. Dar și-au bătut joc rău.
Și chestia asta pe mine m-a determinat peste niște ani, când s-a evit posibilitatea, după ce am câștigat eu concursul ăla la un anumit post de televiziune, s-a evit posibilitatea să intru în politică. Și am zis, ok, o să intru în politică, dar o să fiu mereu pe jumătate politician. Pentru că vreau să rămân pe jumătate, cel puțin pe jumătate, cetățeanul ăla care a fost dezamăgit. Și care căruia îi venea să zgârie pereții. În momentul în care a văzut în ce hal pot să-l trădeze cei în care a crezut odată. Toți oamenii care au avut același simțământ interior în anul 2012, văzând în ce hal își bat unii joc de ei, toți oamenii care și-au văzut așteptările înșelate după ce au votat PSD în 2016 pentru suveranitate, pentru separarea politicii de servicii, pentru o justiție cu adevărat independentă, nu una la ordin politic sau la ordin de afară. Pentru toți oamenii care au crezut și cred în principiile astea și nu se mai regăsesc, cum naiba să te mai regăsești având aceste principii în actuala linie directoare a Partidului Social Democrat, pentru toți acești oameni există această, să-i spunem, ofertă politică. Și ca să închei, eu am avut în toți anii ăștia, mi-am creat așa, propriul dicton, să spun, deși sună pompos. O frază. M-am gândit la o frază care să mă ajute pe mine în anii ăștia. Și fraza mea a fost, lasă-i să lupte alături de tine pe cei care te-au ales să lupți pentru ei. Eu, oamenilor care au crezut în mine, care au crezut în noi, lor mă adresez și lor mă voi adresa și de aici înainte. Fiecare este liber să voteze, fiecare cred că poate judeca cu propriul cap și poate înțelege că în momentul de față nu mai funcționează acel gând că votez PSD să nu fie PNL și USR. Din păcate, PSD în momentul de față își propune și reușește să fie un fel de PNL 2 sau un fel de USR 2 chiar. Ori așa ceva pentru orice om care e fidel propriilor principii este pur și simplu intolerabil. Pentru mine este intolerabil. Așa că da, mă pot considera de aici înainte oponentul lor. Atât am avut de spus. Mulțumesc încă o dată pentru oportunitate și nădăjduiesc că vom reuși. Aș vrea să vă prezint o parte din colegii care ni s-au alăturat și care sunt încă parlamentari. Este vorba de domnul Nicolae Avram, senator, și care deschide lista noastră la Vâlcea, și de Emanuel Savin, mai cunoscut în spațiu public, fost primar de Bușteni, senator actual, și care deschide lista noastră la deputați la Prahova. Partidul Ecologist Român este unul din foarte puținele partide din România care are un primar ales într-un municipiu reședință de județ. Îl știți cu toții pe Mircea Gutău, de la Râmnicu Vâlcea. Atunci când noi, și mă refer în primul rând la Liviu Preșeanu și la mine, am luptat cu abuzurile prin care justiția a fost folosită politic pentru îndepărtarea anumitor incomozi, ne-am referit și la Mircea Gutău de la Râmnicu Vâlcea. Și dacă noi am fi greșit, ne-ar fi spus-o timpul. Timpul a demonstrat că și justiția a fost manipulată și a fost sub control politic sau al serviciilor de informații, pentru că Mircea Gutău și-a ispășit o pedeapsă nemeritată, dar și-a câștigat dreptatea la CEDO și ulterior în justiția românească, și politic s-a constatat că am avut dreptate, locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea, alegându-l primar, chiar după ce a fost acuzat public și declarat corupt de către acel instrument teribil pe care noi l-am numit generic statul paralel. S-a dovedit că am avut dreptate și n-am avut niciun fel de reținere să luăm apărarea unui om care nu ne era coleg de partid. Pentru că abuzurile nu făceau distinție. Iar pentru mine nu înseamnă că abuzurile trebuie să-i privească pe ceilalți. Mai e un lucru de adăugat și am uitat să-l spun de prima dată.
Probabil că există reproșuri ale colegilor care conduc acum PSD la adresa mea. Am peste 600 de intervenții în plen, în Parlament, într-un singur mandat. Am peste 1000 în cele 3 mandate. Discursuri rostite liber și care erau destul de bine punctate la vremea respectivă. Eram căutat. Colegii mei mă căutau să nu care cumva să lipsesc, să nu care cumva să fiu bolnav, să nu care cumva să fiu plecat în delegație, pentru că am de rostit un discurs, pentru că am de făcut o lege, pentru că am de corectat proiectele altora și așa mai departe. De aceea mie nu mi-e rușine cu ceea ce am făcut în Parlament, n-am de ce să mă jenez. Am constatat, din păcate, că acel blat transpartinic s-a extins la o cotă ce nu mai poate fi suportată. Am crezut că un guvern iresponsabil și incompetent, așa cum este guvernul Orban, trebuie demis. Am crezut că am alături întregul partid din care fac parte, pentru că este politic și corect și în interesul românilor ca acest guvern să fie demis. Am constatat că între opinia mea și cea a conducerii actuale a PSD este o mare diferență. În folosul PNL. S-a vorbit de data alegerilor. Rata epidemiei crește în mod constant. Și în ceea ce privește numărul de cazuri noi, și în ceea ce privește numărul de cazuri grave la ATI, și cu toate astea există un blat transpartinic al marilor partide că e mai important să avem alegeri. Pentru cine e important? Pentru cei care vor intra în Parlament? Noi suntem cei care ne vom lupta cu pragul electoral. Cei care au certitudinea locului în Parlament, a locului călduț, indiferent că și-au schimbat partidul în ultima clipă, indiferent că au pierdut examen electoral acum o lună, două, se gândesc să ajungă cât mai repede în Parlament. Sunt oameni care suferă mult că nu sunt parlamentari și vor repede, repede, dacă ar putea să facă alegeri și mâine. În condițiile în care epidemia se întinde cu cifre îngrijorătoare, în condițiile în care în restul Europei lucrurile nu stau deloc încurajator și chiar astăzi, dacă nu mă înșel sau ieri, partidul doamnei Merkel, Uniunea Creștin-Democrată din Germania, a pus problema amânării alegerilor în Republica Federală Germană. Dar la noi există o înțelegere după care sănătatea trebuie să pice pe planul 2. Important este să se facă ei parlamentari. Sunt persoane foarte importante care trebuie să ajungă repede, repede în Parlament. Și din punctul acesta de vedere am constatat că acest blat transpartinic s-a extins în toate domeniile. Parlamentul a decis că va fixa printr-o lege data alegerilor. Acum toată lumea joacă pe baza hotărârii de guvern dată de guvernul Orban. Am spus că starea de alertă se instituie de guvern cu încuviințarea Parlamentului. Toată lumea este obligată acum să respecte măsurile care se schimbă de la o zi la alta ale guvernului Orban. Ori aceste lucruri sunt greu de explicat unui electorat care a crezut că avem valori și principii. Că ținem cu țara. Oferta noastră e simplă. România sănătoasă este o ofertă de patriotism. Este o ofertă electorală care ține cu România și cu România. Și din acest punct de vedere, noi nu avem cum să facem înțelegeri cu adversarii politici pentru simplu motiv că asta înseamnă să mințim electoratul. Ați văzut la alegerile locale ce ofertă a avut Partidul Social Democrat pentru bucureșteni. Importuri de oameni care nu aveau niciun fel de legătură cu Partidul Social Democrat, voiau voturi de la electoratul PSD, dar spuneau că nu se identifică cu acest partid și că nu vor fi niciodată membrii acestui partid. Dacă electoratul bucureștean dorește să susțină sau să voteze candidați care nu au niciun fel de valori, care nu au niciun fel de principii, pentru care mutatul dintr-o parte într-alta și oportunitatea de moment sunt principii călăuzitoare, n-au decât să o facă. Oferta noastră este una temeinică, este una solidă și are trecut. Are consistență și are consecvență. Din punctul ăsta de vedere, nu avem de ce să ne jenăm sau să dăm explicații suplimentare. Nu ne-am schimbat valorile, nu ne-am schimbat principiile, nu ne-am schimbat conduita. Și dacă am vorbit de România sănătoasă, fiți siguri că România sănătoasă se referă la toate planurile care privesc viața publică. România sănătoasă înseamnă o Românie curată din punct de vedere moral, social și economic. Înseamnă identitate, înseamnă demnitate,
înseamnă istorie, înseamnă solidaritate socială, înseamnă credință, înseamnă familie, înseamnă mediu sănătos. Tot ceea ce are această țară, în mod natural, de la Dumnezeu, în privința oamenilor și a mediului înconjurător, trebuie să fie utilizate rațional în interesul oamenilor. De aceea nu este niciun fel de diferență doctrinară și niciun fel de compromis ideologic pe care să-l fi făcut. Am susținut aceste lucruri întotdeauna. Vehiculul electoral, și mulțumesc pentru asta, este Partidul Ecologist astăzi, pentru că partidul pe care eu l-am creat în urmă cu 28 de ani, alături de alți 300 de colegi, a luat într-o direcție total greșită și a luat într-o direcție care nu respectă voința electoratului. Este cea mai urâtă formă de înșelăciune. Este, dacă vreți, pe același plan cu cei care umblă la sacii de voturi după ce se încheie ziua de votare și care mistifică voința electoratului și care cheamă oamenii la vot în condiții de epidemie pentru a-și bate joc de opțiunea electorală și de a o schimba după cum le convine. Nu este niciun fel de diferență între cei care pun urmașii lui Băsescu pe listele PSD, între cei care pun analfabeți pe listele PNL și cei care umblă la sacii de voturi, așa cum au făcut-o cei de la USR. Aceștia n-au nimic de a face cu democrația și ceea ce este cel mai grav este că nu democrația în sine are de suferit. Ce au de suferit oamenii? Electoratul care este mințit, care este chemat la vot în condiții de risc, de către cei care își bat joc de votul exprimat. Noi nu suntem partași la așa ceva. Noi nu umblăm la sacii de voturi. Noi nu ne facem înțelegeri transpartinice cu adversarii politici pentru simplu motiv că noi suntem transparenți. Noi facem toată activitatea publică la vedere, sub ochiul cetățenilor și cât se poate deschis. Cu bune și cu rele. Putem să și greșim. Dar suntem onești în demersul nostru. Noi suntem cei care ne-am asumat cinstit și curat lucrurile în care credem și pe care le promovăm. Probabil că o să ni se alăture și alți colegi. Sunt parlamentari care nu vor să candideze, dar care sunt alături de noi și îi veți vedea în perioada următoare. N-aș vrea să le dau numele ca să le dau posibilitatea să se manifeste fiecare după cum dorește. Pentru că, din păcate, n-a fost un moment fericit pentru noi să plecăm. Am fi vrut să facem o coaliție mai mare. Am fi vrut ca Partidul Ecologist Român să fie un aliat al Partidului Social Democrat și să strângem pentru electoratul român, alături, toate forțele sănătoase în politica românească. A trebuit să găsim o soluție pentru a ne îndepărta de ceea ce se întinde ca o putreziciune în politica românească și anume înțelegerea transpartinică. Blatul care se face între cei care se văd sigur în Parlament, care se văd sigur în funcții ministeriale, care își împart între ei beneficiile politice. Aveți aici oameni care nu trăiesc din politică. Noi n-am candidat niciodată ca să avem un loc de muncă. Avem o meserie, n-am fost toată viața parlamentari, n-am fost toată viața miniștri. Așa cum v-am spus, eu am avut 9 ani între înființarea partidului și prima funcție de demnitate publică, pe care nici măcar nu mi-a oferit-o partidul, ci mi-a oferit-o un singur om, președintele Ion Iliescu. De aceea n-am niciun fel de constrângere sau complex de inferioritate. Aș vrea să știe cei care nu ne-au găsit compatibil cu standardele nobile de profesionalism și integritate care se practică acum la nivelul marilor partide, că ei sunt cei în culpă. S-a spus că n-am fost propuși de niciuna din organizațiile de București ale PSD-ului? N-a fost nicio ședință în organizațiile PSD București. Și lucrul ăsta e arhicunoscut. Niciun parlamentar dintre actualii senatori PSD de București, 5 la număr, n-a fost propus de organizațiile din București, pentru că nu au fost ședințe. Propunerile au fost făcute de pierzătorii alegerilor locale. Omenește pot să-i înțeleg. Au rămas fără serviciu, au rămas pe din afară și își caută loc în Parlament. E oferta lor pentru bucureșteni. Dacă nu ne-ați vrut primari, revenim ca parlamentari. Noi nu ne-am ales locul călduț și nici calea cea scurtă și ușoară. Am ales-o pe cea lungă și plină de privațiuni. Oferta noastră onestă și deschisă față de electoratul bucureștean și față de electoratul din toată țara al Partidului Ecologist Român. Sperăm să adunăm acele voturi care vin de la românii care cred în patriotism, care cred în România, care cred în români
care cred că trebuie să fim și noi o țară demnă, cu identitate, cu prezent și viitor. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări? Da, așa mai e. Ce personalități mai așteptați? Sau, nu știu, demisionat din PSD, domnul Cătălin Rădulescu, cum a anunțat că are un loc pe liste, nu știu, mai așteptat și la alți social-democrați nemulțumiți. Și a doua întrebare, dacă aveți, ce opinie aveți în privința amânării alegerilor? Ar trebui să fie acum sau mai târziu? Amânată. Da, Cătălin Rădulescu candidează pe listele Partidului Ecologist la Argeș. Nu era vorba de o atracție pentru personalități. Repet, există colegi parlamentari, există persoane publice cu activitate politică suficient de bine cunoscută, consacrată, care nu candidează, dar sunt alături de noi în acest demers. Suntem într-adevăr presați de logica electorală. Pe 6 decembrie, dacă se organizează alegeri parlamentare, din punctul de vedere, este evenimentul politic cel mai apropiat și cel mai important. Am putea să privim totul printr-o logică electorală sau logică de alegeri. Dar nu acesta a fost obiectivul. Decizia a fost individuală. Fiecare avem personalitate, fiecare avem propriul parcurs și, în general, ne-am ferit de politica de cumetrie. Unii au impresia că politica se face pe bază de nași, fiini, unchi, amante și alte asemenea relații. Noi am preferat varianta în care politica se face pe valori și principii comune, pe idei în care poți să crezi și pentru care merită să te bați. Nu am susținut pe cineva pentru că mi-e rudă sau afin sau eu știu ce altă relație extrapolitică. Și acest lucru nu e valabil. Când spun eu, nu mă refer doar la mine, ci la toți cei pe care îi vedeți aici. Unii s-au supărat atunci când nașul cu finul s-a certat. Și au avut impresia că așa se face politic. Că dacă e nașul șef de partid, atunci finul trebuie să fie ministru. Sau unchiul, sau, repet, amanta, sau copilul, sau mai știu ce. Și de aceea nu ne-am pus problema să ne strângem pe asemenea criterii. Fiecare are propria individualitate, propria personalitate și se prezintă în fața electoratului. Nici n-am vrea să judecăm noi cine candidează la Botoșani sau cine candidează la Cara Severin, să le spunem noi că e bine sau că nu e bine. Repet, după mintea unora, Mircea Gutău era un infractor, era un penal corupt. Justiția i-a demonstrat, după ce a trecut printr-o suferință cum a fost cea legată de închisoare, că el avea dreptate. Electoratul vâlcean i-a demonstrat că el avea dreptate și i-a acordat încredere. De aceea eu prefer să las oamenii să judece și să cântărească după propria conștiință cui merită să și cui nu merită să-i dea vot. În ceea ce privește data alegerilor, data alegerilor este generic fixată toată la 4 ani prin Constituție. Noi, în primul rând, ne dorim să fie protejată sănătatea oamenilor. Dacă se pot organiza alegeri în condiții de protecție sanitară, în condițiile unor măsuri care să asigure că nu se creează focare suplimentare, că nu se amplifică rata de îmbolnăvire, e în regulă. La urma urmei, competiția electorală nu depinde de nivelul de pregătire, de, eu știu, de capacitatea de a face față provocărilor în materie electorală. Alegerile vin oricum. Mai devreme sau mai târziu trebuie făcute alegeri. Dar dacă aceste alegeri pun în pericol viața oamenilor, pun în pericol sănătatea oamenilor, amplifică rata de îmbolnăvire, amplifică rata de cazuri grave, de terapie intensivă, extind focarele de îmbolnăvire și așa mai departe. Toate aceste lucruri trebuie gândite în primul rând din perspectiva stării de sănătate a populației. Alminte, nu există niciun fel de justificare să schimbe actualul Parlament cu unul nou, dacă alternativa este să pui populația în pericol. Și ca partid ecologist, ca partid preocupat de soarta poporului român, de starea de sănătate, n-avem cum să fim adepții alegerilor cu orice preț. Mai fac o precizare. Deputatul Pleșoianu și senatorul Șerban Nicolae nu primesc diurnă. L-am văzut pe un cetățean care apare din când în când la oră fixă,
și spunând că parlamentarii își doresc amânarea alegerilor ca să mai mănânce 3 luni diurnă. Noi fiind bucureșteni și parlamentari de București nu primim nici diurnă, nici de cont de transport. Așa că să stea liniștit. Plus că dacă se înnoiește Parlamentul, nu înseamnă că parlamentarii care vor veni după noi vor lucra pe gratis. Sau că vor presta pro bono. Nu. Cheltuielile vor fi aceleași. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm noi la o parte ca să vină flămânzii din guvern, Orban, Anisie, Violeta Alexandru și alte persoane disperate să ajungă în Parlament, sau cei care au rămas fără colegi în urma alegerilor locale. Pe scurt, alegerile parlamentare trebuie să se țină, dar în condiții de siguranță pentru sănătatea oamenilor. O să fac și o observație așa scurtă aici, mai abrupt așa. Am pus recent un filmuleț, am obiceiul ăsta așa de mai scormoni în arhive, eu cred că e sănătos pentru cetățeni să vadă fața actualilor politicieni în partea dreaptă a ecranului și în partea stângă a ecranului fața celorlalți, a celorlalți politicieni spunând exact pe dos ceva. E, hai să ne uităm la filmulețul ăla, dacă aveți răbdare să căutați. În luna aprilie, domnul președinte Klaus Werner Iohannis spunea așa foarte ferm, era în preajma sărbătorilor pascale și spunea, dar așa cu fermitate, cum își mai contractă domnia sa musculatura feței așa când vrea să puncteze și cum arată cu degetul către popor, că el niciodată nu o să permită ca alegerile să aibă loc sub semnul pandemiei. Că dacă sănătatea oamenilor e pusă în pericol, că dacă sunt multe cazuri, el se va opune categoric. Asta spunea în versiunea aprilie 2020. Acum, evident, la mult mai multe cazuri, mult, mult mai multe cazuri, în general, la ATI, domnia sa spune exact pe dos. De ce o spune? Evident, pentru că sunt conștienți că pierd procente cu fiecare lună care trece. Și atunci cu un cinism letal de data asta, adică în politică cinismul e la ordinea zilei și la noi și peste tot în lume. Dar când cinismul devine letal, criminal, atunci chiar cred că trebuie să se aprindă un beculeț așa la nivelul cetățenilor poporului respectiv. Nu e posibil și tu și cohorta de oameni din spatele tău să vii să spui nu, de Paște stați acasă. De Crăciun nu prea o să puteți să faceți nimic, că nu e ok, nu e, trebuie să ne adaptăm. În schimb, la vot veniți în număr cât mai mare. Citesc din președintele Klaus Werner Iohannis. Vă încurajez, dragi români, veniți la vot în număr cât mai mare, spunea domnul Klaus Werner Iohannis și spune și acum. Deci, din punctul meu de vedere, cinismul ăsta deja devine subuman. Și trebuie să vedem cum se vor raporta liderii partidelor parlamentare actuale la cinismul subuman al domnului Iohannis. Cum se va raporta Orban? Evident, Orban face ce îi comandă Iohannis. La fel cum Boc făcea ce îi comanda Băsescu. Să vedem însă ce face domnul președinte al Camerei Deputaților și al Partidului Social Democrat, domnul Ciolacu. Astăzi, cum tot scriu la mine pe Facebook, este deja a doua zi în care, fără niciun fel de problemă, Parlamentul României, dacă vrea domnul Ciolacu, poate să respingă cererea de reexaminare trimisă de Iohannis. Țin să amintesc că în luna iulie această lege, acest proiect de lege, a trecut în aceeași zi, în ședințe separate și de Senat și de Camera Deputaților. Deci cine vă spune că procedura e lungă, vă minte. Și minte oamenii. Minte cu nerușinare. Cine spune că procedura e lungă, nu e lungă. E de o zi. Dacă se vrea. Dacă există voință politică. După care, evident, ai respins-o, se duce înapoi la Iohannis. Deci dacă se vrea cu adevărat, aceste alegeri nu vor avea loc pe 6 decembrie. Dacă vor avea loc pe 6 decembrie, vor avea loc datorită, din cauza cinismului absolut inuman al lui Klaus Werner Iohannis, al lui Ludovic Orban, dar și al celorlalți lideri de partide parlamentare, în situația în care nu vor fi făcut nimic să amâne aceste alegeri.
Deci este atât de simplu. N-are voie omul să se ducă, să se închine la o icoană, trebuie să se închine la Sfântul Vot. Trebuie să meargă la, poate, ultima urnă, nu? Știu, sună dur, dar pentru unii oameni s-ar putea chiar asta să se întâmple. Iar ei sunt conștienți de asta. Pur și simplu nu le pasă. Și cred că asta ar trebui să le spună multe oamenilor chemați la vot de astfel de personaje. În completare la ce au spus colegii, în principiu suntem împotriva ținerii acestor la alegeri, la termen, ele să fie amânate, pe un singur motiv. Cazurile au explodat după alegerile locale, dacă ține minte, până în alegerile locale, cazurile erau de 1000 și ceva până în 2000. După alegerile locale au crescut, s-au dublat. Iar ei spun că din cauza au sărbătorit 2, 3, 5 primari. Focarele de care le-am văzut n-au fost în zona aia. Sunt în spitale, sunt în bazile, sunt în, chiar și în școli au fost. Deci din punctul ăsta de vedere, cu ceea ce au venit cu penibilitatea aia, că din cauza chefurilor care le-au făcut unii domn primari, eu zic că pune la îndoială orice gândire a președintelui sau a guvernului sau chiar al partidelor parlamentare, cum spunea domnul Pleșoian. Domnule președinte, locale, câte mandate ați obținut de primar, respectiv consilier la ultimele 7 mandate de primar și aproape 400 de consilieri, 384, cam așa. Apropo de platforma de care vorbeați la început, platforma formată din 12 partide. 12 partide care au participat. Câteva liniile, puteți să ne spuneți? Păi PNCCD, PRR, Republicanii, ADN-ul lui Cătălin Ivan, Forța Națională, PSDI, foarte multe, PND, care n-a mai fost timp pentru alianțe. Procedura parlamentară era, procedura electorală era deja declanșată și opțiunea tuturor acestor forțe a fost ca Partidul Ecologist să preia aceste candidaturi, bineînțeles, într-o formulă de echilibru, pentru că nu puteam să ne impunem din afară peste voința unor oameni care lucrează de mulți ani în acest domeniu, care au participat cu forțe proprii la alegerile locale și au câștigat un renume onorabil, un renume cât se poate de decent, doar pentru că aveam noi de depus candidatură. De am și mulțumit public și am și spus că suntem recunoscători faptului că Partidul Ecologist ne-a primit în rândurile sale și ne-a oferit această platformă electorală. Am plecat la drum, fiindcă de-a lungul timpului și eu am urmărit ceea ce fiecare dintre voi ați fost consecvenți în primul rând și ați venit și cu latura asta de patriotism care contează enorm de mult la ora asta, lipsește de pe piața politică cu desăvârșire în ultima perioadă și proiectele noastre care le-am avut până acum au fost și printre, le-am regăsit și printre proiectele care le-ați promovat de-a lungul timpului atât domnul Plășeanu, cât și domnul Șerban Nicolae și alți colegi de-a ideilor care sunt niște proiecte pentru poporul român, nu sunt proiectele cuiva, nici eu n-am, nici într-un domeniu business-uri, vorbesc de produsele agricole sau produsele tradiționale sau lemn sau absolut tot. Adică totul de aici a plecat că suntem compatibili în zona asta de programe și de idei. Fără să știm că vom fi cândva colegi de partid, atunci când am făcut acel proiect care a trecut de Senat și este blocat la Camera Deputaților, privind interzicerea scoaterii din țară a lemnului tăiat neprelucrat, buștean, lemn rotund, cherestea, lemn de foc, m-am sătuit cu Dănuspop și am și preluat terminologia de la oamenii care știau mai bine cum se definesc acești termeni. Corect, că noi am avut interzicerea exportului ne-a completat. Nu știam la vremea respectivă că vom ajunge colegi de partid, dar gândeam la fel. Patriotismul nostru, dorința noastră de a ține cu România, de a ține cu românii, ne-a adus
în lucrurile importante alături, fără să ne punem problema unei competiții electorale care să ne și pună pe aceeași listă. De aceea nu a fost niciun fel de incompatibilitate în a face echipă la următoarele alegeri parlamentare. Domnule președinte, ați menționat de anumite condiții, că în momentul când ați ajuns în PES, nu vi s-au pus anumite condiții. În PSD, puteți să fiți un pic mai explicit, care au fost condițiile? Ce vi s-a cerut? Nu au fost condiții în PSD, că n-aș fi intrat în PSD. De asta și spun că PSD-ul din 2016 în care am intrat nu are nicio legătură cu PSD-ul din 2020. În PSD-ul din 2020 sunt condiții. Condiția este să spui exact pe dos tot ce ai spus până acum. Asta e condiția de bază în PSD-ul varianta 2020. Deci, apreciez faptul că nu mi s-a pus nicio condiție, dar acest apreciez trebuie să-l citiți în altă cheie, în cheia că dacă mi s-ar fi pus vreo condiție, n-aș fi făcut pasul acesta. Nu sunt structural făcut în așa fel încât să pot să accept astfel de condiții. Asta spui, asta nu spui. Având în vedere o altă întrebare, trecerea dumneavoastră la PES, ați dori, bine, aveți de gând să implementați un proiect care nu a fost promovat în mandatul anterior? O, da. Sunt foarte multe proiecte. Păi sunt toate proiectele despre care am vorbit și pe care chiar l-am inițiat eu personal în anii ăștia. Este, de exemplu, proiectul care mie mi se pare esențial pentru democrație. Proiectul care vizează limitarea la 4 ani a mandatelor șefilor din servicii. Aici nu e vorba de faptul că vine un președinte care are un anumit preferat la fruntea unui anumit serviciu. Aici este vorba iarăși despre principii. Pentru că știm foarte bine, avem cazuri, domnul Maior, domnul Coldea, care au stat o eternitate pe funcții și am văzut foarte bine ce a ieșit de aici. Tocmai de aia, ăsta, din punctul meu de vedere, este un proiect esențial. Dacă vreți să avem democrație, știți că în momentul în care am făcut proiectul ăsta de lege, m-am uitat pe pagina CIA, că tot vorbim tot timpul de partenerul strategic. M-am uitat pe pagina CIA, oficială, și am văzut ce credeți. Acolo, media mandatelor șefilor CIA este de 3 ani. Vorbim de CIA, 3 ani, atât. La noi stau și 9 ani, și 12 ani, și mai mult unii care sunt și acum în funcție. De aia zic, este un proiect esențial. Alt proiect foarte important pe care l-am depus și care, culmea, a luat aviz pozitiv de la CSM, deși nu mă așteptam. Deci are aviz pozitiv de la CSM, după care domnul Ciolacu și cei din jurul său l-au închis într-un sertar, cred că l-au pus într-un bunker undeva sub Casa Poporului, să nu mai găsească nici urmașii urmașilor noștri. E un proiect care vizează excluderea din magistratură a tuturor celor care au lucrat în baza celebrelor protocoale secrete, declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională a României. Este proiectul privind... Aș vrea să... Chiar un proiect comun. Exact. Lucrat de noi doi. E cel privind transparența finanțării organizațiilor neguvernamentale. Cine nu are nimic de ascuns, nu are niciun fel de problemă cu acest proiect. Dar noi am observat și am transmis inclusiv Comisiei de la Veneția următoarea situație. Există un personaj important, un om de afaceri de pe plan internațional, pe care toată lumea îl cunoaște, de regulă, din păcate, care pe de o parte finanța ONG-urile care blocau o exploatare minieră, dar pe de altă parte încerca să cumpere, în cei mai puri termeni capitaliști, licența de exploatare. Și am spus că dacă lucrurile astea ar fi fost cunoscute, poate oamenii de bună credință n-ar fi participat la acțiuni ale ONG-urilor, știind că, de fapt, fac jocurile unui foarte veros capitalist, care, repet, bloca o exploatare minieră prin acțiunea unor ONG-uri și a unor voluntari de foarte bună credință și de foarte bună calitate unii dintre ei, doar pentru a întârzia și pentru a scădea valoarea exploatării miniere, ca să poată să cumpere de pe piață, în altă parte, licența de exploatare. Și mă refer la Roșia Montană. Și am spus-o. Și cei de la Comisia de la Veneția, care au venit la Parlamentul României, s-au întâlnit cu Liviu Pleșoianu și cu mine, au recunoscut că știu și ei că așa este. Dincolo de ceea ce se spunea public la Roșia Montană, pe de o parte se interzicea exploatarea pe motiv de cianură, pe motiv de poluare, dar cel care finanța o parte din ONG-urile care produceau la Roșia Montană încerca în același timp să achiziționeze de pe piață licența de exploatare.
O lucrurile astea, dacă erau cunoscute, poate oamenii s-ar fi gândit mai bine ce trebuie și ce nu trebuie. Pentru că, la urma urmei, aurul se exploatează în țara asta de peste 2000 de ani. Dar poate o facem și în interesul românilor. Poate o facem și cu protecția sănătății românilor și în beneficiul românilor. Dacă s-a întâmplat să se găsească pe pământurile astea resurse atât de importante în sol, în subsol, și în ceea ce privește minereu, și în ceea ce privește produse petroliere sau de gaz, să fie în beneficiul românilor. Nu cerem nimic mai mult. Nu cerem să fim rupți de restul lumii, nu cerem să ne izolăm. Suntem un popor european încă înainte să se înființeze Uniunea Europeană, cu foarte multă vreme. Cu valori europene, cu identitate europeană, cu istorie europeană. Unii dintre noi, eu cel puțin, am și participat la negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Am fost direct implicat. Eram lângă președintele Iliescu atunci când am aderat la NATO. Știu bine despre ce vorbesc și nu se pune problema că am fi eurosceptici sau, împotriva alianțelor la care România a aderat. Și am participat alături de o parte din colegi și la redactarea Constituției revizuite din 2003, în care aceste valori au fost trecute, referitoare la aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim întotdeauna participanți la o alianță sau la o construcție internațională pe picior de rang inferior sau ținuți în vestibul pentru că nu avem voie în sufragerie. România trebuie să fie respectată așa cum este respectat orice alt stat membru și al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Dacă o facem doar din declarații, dacă ne bucurăm la o șapcă sau la o decorație dată de o primărie și credem că asta înseamnă recunoaștere internațională pentru statul român, atunci înseamnă că nu suntem pe aceeași lungime de undă și nu ne asociem cu asemenea indivizi. E liber să creadă oricine că dacă te primește o gardă de onoare la aeroport, înseamnă că ești tratat ca un egal. Că dacă primești o șapcă cu însemne de genul celor care se vând la magazinul din colț cu 10 dolari, înseamnă că ești partener strategic. Sau dacă primești o decorație înființată acum 5 ani de o primărie, ai o valoare internațională respectabilă. Noi nu credem în lucrurile astea. Noi credem că sunt niște, iertați-mi duritatea termenului, un soi de maimuțăreli, un soi de politică de paradă și care ne face rău, pentru că în condițiile astea vom fi tratați întotdeauna în același mod. Că e suficient ca României să-i premiezi un șef de servicii secrete sau un președinte cu o decorație oarecare, pentru ca România să se alinieze și să-și pună pe tavă toate resursele, toate capacitățile, toate energiile în beneficiul altora. Am militat pentru deschiderea hotelurilor și a restaurantelor în această perioadă, în condiții de protecție. Am militat pentru deschiderea sălilor de spectacol. Avem un popor creativ, avem artiști foarte importanți, avem o economie care se poate dezvolta. Lucrurile astea se îmbină într-un mod cât se poate de armonios dacă ai niște conducători care să țină cu țara. Am fost probabil de râsul planetei să decidem că pot fi deschise sălile de jocuri mecanice, așa numitele păcănele, dar trebuie să închidem teatrele și muzeele. Că trebuie să deschidem sălile de fitness, dar să nu deschidem dușurile la sălile de fitness. Dacă unii cred că așa se face politică în România, dacă unii cred că asta înseamnă responsabilitate politică, sunt liberi să o facă. Noi oferim o alternativă. Noi nu credem în acest sistem în care românii sunt batjocoriți. Exact cum a spus Liviu Crășanu puțin mai devreme, noi nu credem că trebuie să interzici închinarea la o icoană, dar să-l obligi pe om să meargă la Sfântul Vot, să se închine la urnă. Și asta, repet, în beneficiul unor politicieni căruia electoratul fie le-a dat un semnal de neîncredere, fie vor neapărat să ajungă pe funcții publice, pe bani publici, pentru că în viața privată, pe cont propriu, nu reușesc să se descurce. Uitați-vă câți bugetari are în România, așa numită dreapta românească. Câți oameni care, dacă le scoți banul public din ecuația vieții, sunt muritori de foame și care fac politică, așa zis, de dreapta. Câți oameni sunt dependenți de banul public. Noi credem foarte tare în cei care creează valoare, în cei care aduc o contribuție proprie.
și în plan economic, și în plan cultural, și în plan artistic, pe toate planurile, și în plan sportiv. Asta înseamnă prestigiu adevărat. Am văzut o emisiune de curând la o televiziune, cu oameni pe care îi și cunosc personal, unii dintre ei. Nadia Comăneci, Nadia Comăneci. Alexandra Nechita, Alexandra Nechita. Nu e nici Jimmy, nici Matild, nici mai știu cum, Hans. Nu schimbă numele, nu schimbă identitatea și lucrurile astea trebuie respectate și prețuite, luate ca model. Nu e asta promovăm. Să luăm modele care sunt solide, care sunt curate, care sunt sănătoase, care pot să ducă mai departe societatea românească. Nu iluzii, nu manipulări, nu propagandă. Ca partid, vreau să comentez și ceva la legile justiției. Mi-a plăcut intervenția domnului președinte Băsescu în Parlamentul European. Pentru că ce n-am reușit noi să facem atunci când ne-am mutat cu abuz în serviciu, conflictele de interese și incompatibilitățile, domnul Băsescu a ajuns cu titlul la os și văd că se luptă singur pentru uniformizarea legislației. Suntem singura țară care avem abuz în serviciu, care avem conflictele de interes. Deci toate țările și a sărit la gâtul UE și a spus că corupția la ei e toată insertarea. Deci înseamnă că domnul Băsescu și-a schimbat acum. După ce a discutat la OS, și-a schimbat politica și zic, uite ce n-au reușit noi să facem cu legile justiției, cu Liviu Dragnea, domnul Băsescu o să luptă în Parlamentul European. Asta e un lucru foarte bun și trebuie să Trebuie rezolvată problema abuzului în serviciu, problema conflictului de interese, problema incompatibilității. Sunt multe de rezolvat. De-aia am vrut să completez, domnul. Știu că am fost împreună acolo la comisie și ne-am luptat pentru abuzul în serviciu și, bineînțeles, că a fost interpretat și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Au ajuns la curte, sunt 180 ceva de articole care au pus în acord cu decizia curții și au rămas tot în setare. Și referitor ce spuneați dumneavoastră de domnul, m-am gândit și la... Eu nici jumătate nu sunt politician, că am fost un dat face și sunt în continuare. Și am fost ales 4 mandate de primar al orașului Bușteni. Și bineînțeles, atunci mi-a făcut o ofertă președinte Dragnea să vin să candidez la Senat. Și am avut foarte mult, am fost obținat foarte mult, pentru că am avut 85 de inițiative legislative și foarte greu am reușit să trec cu câteva legi care erau necesare pentru toate partidurile din România. Chiar legea autorităților publice, pentru că primăriile din toată țara au nevoie să treacă cu apă la populație, să treacă cu conducta pe materie agricolă, pe vegetație forestieră, cu gaze, cu apă, cu electricitate și cu canalizare, se treacă în aceste terenuri decât contracost. Și sunt foarte multe primării, foarte mulți primari. M-au sunat chiar în Harghita, m-au sunat la vremea aia, m-au sunat și au spus, noi suntem de 30 de ani la guvernare și nu are o să trecem această lege și trebuie să plătim foarte taxe foarte mari pentru a trece cu utilitățile pe terenurile. Indiferent de stație. Și bineînțeles, o legea sportului, care știți foarte bine că toate cluburile sportive erau la faliment. Ordonanța 38, care împreună cu domnul Dâncă, am luat două contabile de la Petrolul Ploiești. Petrolul Ploiești era complet în faliment. Legislație, nu aveam legislație pentru finanțarea CSM Ploiești. Și am reușit să trecem acea ordonanță și până la 5% din puterile locale au voie să finanțeze cluburile sportive, municipale, orășenești, comunale. Și referitor la treaba asta, pentru că am ajuns la sport, m-am gândit și eu la domnul Dâncu, ce spuneați dumneavoastră, că a venit și domnul Dâncu să aducă PSD-ul la nivelul Federației Române de Fotbal, la același, să avem același sport și la PSD, cum are Federația Română de Fotbal. Nu, sau da. Să-l aducă la scorul lui personal. Da. Avem mai victorii, domnul Dâncu, mare strateg. Partidul Ecologist, nefiind partid parlamentar, că de-aia suntem și aici și am venit sub același steag, cum se spune, au fost singurii care ne-au ajutat întotdeauna să promovăm proiectele care le-am avut și chiar ne-au trecut multe proiecte.
TVA-ul redus la produsele bio și tradiționale, legea prevenției și programul tomatele și multe altele. De-aia ne regăsim aici, că am avut aceleași proiecte, aceleași scopuri de a ajuta și de a însănătoși societatea românească. Noi vă mulțumim, dacă mai aveți întrebări, vă dorim o zi bună și...